Bună ziua, bine v-am regăsit la Realitatea din PNL, sunt Marinela Mititelu. Vaccinarea este un succes în România, dar ne mai trebuie și doze suficiente. Invitatul meu de astăzi este domnul Horia Grigorescu, șeful Poștei Române, directorul Poștei Române și vicepreședinte PNL București. Bine ați venit, domnule director. Să rămână asimată, doamnă, mulțumesc pentru invitație. La dumneavoastră, la Poșta Română, cum decurge această campanie de vaccinare? Pentru noi, momentul acesta al debutului campaniei de vaccinare a fost un moment pe care l-am așteptat de foarte mult timp. Anul 2020, pentru noi, pentru Compania Națională Poșta Română, a fost un an plin de emoții, a fost un an plin de evenimente în care a trebuit să ne adaptăm foarte rapid și în momentul de față pot să spun că sunt bucuros că în rândul angajaților există un grad de acceptabilitate și de dorință semnificativ comparativ cu celelalte sectoare pe care le-am analizat și noi cât în spațiu public. În momentul de față avem aproape 45% din angajații Poștei Române care s-au înscris sau și-au exprimat deja intenția pentru a fi vaccinați. Este o creștere față de săptămâna trecută, când eram undeva la 39%. Se vede odată în plus faptul că, tocmai prin exemplu propriu al angajaților din Poșta Română, se creează acest sentiment de încredere în procesul de vaccinare. Văd că n-au pățit nimic colegii lor. Exact, și e foarte important acest lucru. Este important să poți să transmiți mesajele de informare, în primul și în primul rând, către toți oamenii dintr-o companie precum Poșta Română, astfel încât aceștia să poată să ia o decizie avizată. Eu am făcut un apel la, evident, a face acest pas de a se vaccina pentru a putea să revenim cât mai repede la normal. Cred că în momentul de față vedem, în sfârșit, primele raze ale luminii de la capătul tunelului. Sunt foarte optimist că în perioada următoare, după ce din ce în ce mai mulți colegi din Poșta Română se vor vaccina, acest grad de înscriere pentru procesul de vaccinare va crește și mai mult. Nu pot să avansez o cifră, dar pot să vă spun că aș fi foarte fericit să putem ajunge cât mai repede la acel procent, cel puțin de 70%, care reprezintă până la urmă un procent esențial pentru toată societatea românească de imunizare împotriva acestui virus. În Poșta Română sunt câți angajați? 24.000 de angajați. Și cât s-au vaccinat până acum? În momentul de față, ca și persoane care s-au programat, deci ca să o iau ca și cifre efective, avem 24.000 de angajați. Aproximativ 11.000 spre 12.000 dintre ei se duc spre zona de înregistrare pentru procesul de vaccinare. Programați propriu zis sunt aproximativ 6.000, deci aproape jumătate din totalul celor care și-au exprimat intenția. Scurtă paranteză, aici pentru a veni în sprijinul angajaților din Poșta Română, etapele care sunt pentru un angajator esențial cum este Poșta Română. Unul la mână, trebuie să încărcăm angajații în portalul pentru programarea la vaccinare, pentru a se verifica CNP-ul, dacă persoana respectivă s-a mai înscris sau nu. Odată ce s-a înregistrat CNP-ul persoanei respective în baza de date a portalului de vaccinare, există două alternative. Pe de o parte, varianta programării individuale a fiecărui angajat, căutându-și singur centrul de vaccinare, iar pentru aceia angajați și în primă fază, asta a fost de altfel și abordarea, cea de-a doua alternativă, programarea realizată la nivel județean de către responsabilii din cadrul Companiei Naționale Poșta Română. E un proces un pic mai complicat pentru că trebuie să identifici punctual fiecare centru de vaccinare care este în proximitatea domiciliului și așa mai departe, dar am optat în primă fază pentru acest proces pentru a veni în sprijinul angajaților mai în vârstă și al angajaților în special care sunt în această zonă operativă a activităților Poștei Române. Și aveți o cifră cât deja s-au vaccinat? Nu aș ști să vă avansez o cifră în momentul de față, dar voi reveni cu această informație pentru a vă furniza un răspuns clar. Pentru că deja se simte foarte tare penuria. România, spre bucuria autorităților noastre, probabil, este pe locul 2 în Europa, în Uniunea Europeană, când vine vorba de vaccinare. Pe locul 1 este Malta, noi suntem pe locul 2. Foarte mulți doritori, de asemenea, și locuri nu sunt. Dozele vin cu țârâita din cauza producătorilor, din cauza companiei Pfizer, care nu și-a respectat termenii inițiali contractuali. A livrat în ultima perioadă mai puține vaccinuri. Cum veți reuși în această perioadă când nu sunt doze să
vă țineți de targetul propus, să vaccinați angajații într-un termen cât mai scurt. Sunt câteva aspecte pozitive pe care trebuie să le subliniem și câteva aspecte negative pe care, da, trebuie să le privim în ochi și să vedem cum depășim această situație. Componentele pozitive. Mă bucur să văd în momentul de față în societatea românească un grad foarte bun, comparativ cu restul Uniunii Europene, în ceea ce privește dorința de a se vaccina oamenilor. Asta înseamnă faptul că tot ce a însemnat campanie de informare, campanie de pregătire a procesului de vaccinare a fost bine fundamentată, bine construită, bine administrată din acest punct de vedere logistic. Sigur că da, au existat sincope și am fi în momentul de față ipocrit să nu recunoaștem acele sincope. Pe de altă parte însă, faptul că în momentul de față există o dorință mai mare de vaccinare față de capacitatea de stocurile efectiv de vaccin, sunt niște lucruri care trebuie să le depășim împreună. Nu este o chestiune care să fie exclusiv în sarcina statului român, este un angajament al Uniunii Europene în parteneriat cu firmele care produc dozele de vaccin. În momentul de față, da, s-a redus cantitatea pe care BioNTech Pfizer se angajase să o pună la dispoziție întregului spațiu al Uniunii Europene, nu doar al României. Totodată, România a făcut și face toate demersurile prin intermediul guvernului Câțu pentru a obține doze suplimentare pentru cetățenii din România, inclusiv cazul uneia dintre țări care refuzase dozele de vaccin alocate de la nivelul Uniunii Europene. Am făcut tot posibilul astfel încât să obținem cât mai mult din acel stoc rămas excedentar, dacă pot să-i spun așa, pentru a fi adus în România. Sunt optimist că în perioada următoare, pe lângă vaccinurile deja stabilite a fi aduse în România, cum sunt cele de la Pfizer, cele de la AstraZeneca, cele de la Moderna, vor mai ieși probabil vaccinul care să fie aprobate și de către autoritățile medicale din Europa și se va putea face un stoc suficient pentru a răspunde întregului necesar de vaccinare. Ce e important? E important să ne ținem de această țintă îndrăzneață pe care ne-am propus-o și anume ca până în luna septembrie să ajungem la un procent de imunizare, de vaccinare a unei proporții de 70% din rândul populației eligibile pentru procesul de vaccinare. Pentru Poșta Română, în ce interval v-ați propus să terminați vaccinarea doritorilor? Cu siguranță vaccinarea angajaților din cadrul Companiei Naționale Poșta Română se va extinde și în perioada în care va demara etapa a treia de vaccinare, pentru că vor rămâne în continuare probabil un număr de persoane care vor avea această convingere de a se vaccina formată ceva mai târziu. Eu mi-aș dori ca până luna aprilie să putem să avem un grad semnificativ de realizare a acestei vaccinări, adică a oamenilor care deja și-au exprimat intenția și care s-au înregistrat, s-au programat pentru procesul de vaccinare, iar ulterior lunii aprilie, în cursul lunii mai și inclusiv probabil lunii iunie, să fie restul angajaților din Poșta Română care nu au optat până la momentul respectiv să se vaccineze. Sigur că da, asta este însă condiționat de existența dozelor suficiente de vaccinare la nivelul întregului sistem al statului român. V-ați vaccinat? Nu m-am vaccinat, am lăsat prioritatea tocmai pentru angajații din Poșta Română care sunt în prima linie, m-am înregistrat, m-am programat, voi fi undeva în luna martie, dacă nu mă înșel, efectiv programat pentru prima fază a vaccinului. Sunt însă un susținător deplin al campaniei de vaccinare și încurajez pe absolut toți oamenii, după ce se informează în mod individual, să facă acest pas, pentru că este singura noastră șansă să revenim într-un orizont de timp cât mai scurt la normalitate din toate punctele de vedere. Să vorbim puțin despre pensii. Dacă ne gândim la poștași, ne gândim că ei aduc în principal pensia. Livrarea pensiilor înseamnă cât la sută din activitatea Poștei Române? Activitatea de distribuire a prestațiilor sociale. Când spun prestații sociale, mă refer la tot, și la pensii și la ajutor social. E principala activitate, nu? Livrarea pensiilor. Este o activitate importantă care generează aproximativ 35-38-40%, depinde de perioadele lunii, din veniturile companiei Poșta Română. Da, este o activitate care presupune un efort logistic destul de mare, lună de lună. Avem zeci de mii de oameni care sunt angajați în acest proces de distribuire la ușa omului a drepturilor pe care și le-a meritat în decursul unei întregi cariere. Da, vă întreb în calitatea noastră de om politic. Sunteți vicepreședintele PNL București. Cum vedeți toată această dispută care continuă în spațiul public privind pensia? Așteptăm proiectul de buget. Încă nu a apărut, să vedem negru pe alb dacă și cu cât cresc pensiile în cursul acestui an.
Cert este că cei de la PSD susțin în continuare că pensiile pot să crească, chiar și cu 40%, procentul stabilit în legea pensiilor, și își fac un proiect de buget paralel, alternativ, în care ei vor prezenta și soluția de finanțare. Nu știm exact de unde acești bani, dar cum vedeți această insistență a celor de la PSD de a vă arăta chiar și pe niște cifre cum se pot mări pensiile? Văd în felul următor, stimată doamnă, această situație a pensiilor și a discuției din spațiu public. Pe de o parte, văd un an 2020 în care, în ciuda tuturor provocărilor economice cu care ne-am confruntat, în ciuda faptului că ne aflăm într-un context global care a pus foarte multă presiune pe zona aceasta economică, văd totuși că România a avut un an în care a reușit să majoreze punctul de pensie al pensionarilor din România cu 14%. Nu a fost cu 40%, astfel cum a promis PSD. De ce? Foarte simplu, pentru că nu e sustenabil, stimată doamnă, pentru că nu există suficient de mulți bani, astfel încât să putem să le dăm acestor oameni care merită pe deplin, care au nevoie de banii respectivi, sumele suplimentare de bani. Dacă am fi făcut un astfel de demers populist, sinucigaș din punct de vedere economic, sigur că foarte satisfăcător din punct de vedere politic. Cine nu-și dorește, și nu vorbesc doar din componentă politică, inclusiv din componentă umană, cine nu-și dorește să poată să-și privească în ochi bunicii sau părinții, să spună, mă bucur că în momentul de față ai cu 40% mai mulți bani și poți să te bucuri cu adevărat de bătrânețe. Închizând această paranteză și revenind la ceea ce vă spuneam, vedem un an 2020 în care inflația totuși a fost redusă de la 4% la 2% de către guvernul liberal. Văd totodată un an 2020 în care venitul mediu brut real a crescut cu aproximativ mediu net real pe 2020, septembrie versus septembrie 2019, a crescut cu 7%. Vedem o perioadă în care, în ciuda tuturor provocărilor de natură economică, am reușit să ținem mediul economic funcțional, astfel încât să fie colectate venituri la bugetul de stat. Am văzut niște măsuri care au trebuit să fie luate echilibrat pe mai multe spectre ale acestei situații delicate. Anul 2021, sigur că da, este un an în care trebuie în continuare să luăm măsurile de natură economică, astfel încât să venim în sprijinul oamenilor care au nevoie de beneficii sociale, trebuie să venim în sprijinul zonei de investiții pentru a putea să generăm motorul economic care să pună tocmai cărămizile la baza acordării la un anumit moment, inclusiv a pensiilor mărite, și trebuie să avem grijă inclusiv de tot ceea ce înseamnă mediul de business privat. Referitor la bugetul paralel al celor de la PSD, sigur că da, e un exercițiu democratic foarte interesant, de încurajat. Mai mult decât atâta, toată lumea cunoaște faptul că legislația, cadrul legislativ le permite celor de la PSD ca în momentul în care au o propunere legislativă să o fundamenteze, să o înainteze ca și amendament către Parlamentul României. În momentul în care se dezbate legea bugetului, sunt foarte curios să văd aceste surse miraculoase de finanțare pe care PSD le va indica ca și alternativă de creștere a pensiilor chiar și cu 40%. Din punctul meu de vedere, este un demers odată în plus neserios al celor de la PSD. Cei de la PSD știu foarte bine ce au lăsat la momentul la care au pierdut guvernarea la sfârșitul anului 2019. Știu foarte bine că erau incapabili să plătească până și datoriile către toți operatorii de business din România. Nu rambursau TVA-uri, nu plăteau lucrările pe care le executaseră constructorii în România. Aveam o situație dezastroasă din acest punct de vedere. Acești oameni de la PSD știu că este un demers neserios. Știu foarte bine că creșterea aceasta cu 40% nu a fost nimic altceva decât o fumigenă ascunsă într-un text de lege care nu avea niciodată cum să devină realitate. Cred însă că această creștere cu 14% a pensiei în cursul anului 2020 a fost o reușită foarte importantă pentru guvernul liberal și nu pot acum, pentru anul 2021, decât să vă spun punctul meu de vedere. Mi-aș dori ca guvernul Câțu, în acest moment, să poată să identifice surse suplimentare de bani care să poată satisfacă o creștere a pensiilor, inclusiv pe anul 2021. Nu pot și aș fi neserios să vă spun în momentul de față, cu siguranță vor fi găsiți bani sau cu siguranță nu vor fi găsiți bani. Haideți să așteptăm data de 2 februarie, când începe noua sesiune parlamentară, și haideți să vedem din această perspectivă, până la urmă, care sunt sursele de
finanțare pe care le prezintă atât guvernul, dar sigur că da, și opoziția. Să avem în sfârșit un dialog constructiv și nu un dialog al surdomuților în care fiecare vorbește pe limba lui fără să ajungă la absolut niciun rezultat din acest punct de vedere. De ce nu avem bugetul nici până acum? Este nu avem, mai bine de o lună de când a fost investit guvernul, a trecut atâta vreme și ceva se întâmplă. Nu bat calculele. Acolo la Palatul Victoria nu se poate închide bugetul. În momentul de față, guvernul Cîțu și Florin Cîțu, mai ales prin natura sa de foarte bun economist, sunt convins că construiește un buget foarte riguros. Un buget riguros care să răspundă cu adevărat necesităților României pentru anul 2021. De ce nu avem acum încă un buget? E foarte simplu, doamnă. Pentru că în cursul anului 2020 sau nu, la momentul promovării bugetului pe anul 2020 a fost o situație excepțională în care guvernul Orban și-a asumat răspunderea în Parlament pentru a trece bugetul pe anul 2020. În momentul de față avem un nou Parlament, avem un nou guvern. Este în principal atributul Parlamentului României să voteze bugetul pe anul 2021. Ce sarcină incumbă însă pe de altă parte reprezentanților guvernului și a premierului Florin Cîțu, sigur că da, este acela de a avansa, de a prezenta Parlamentului această formă a bugetului. Sunt convins că pe data de 2 februarie, în momentul în care începe noua sesiune parlamentară, va fi prezentat bugetul pe anul 2021, care sigur că da, va fi dezbătut și va face obiectul inclusiv o analiză a dumneavoastră, a mediului a oamenilor din mass media, a specialiștilor din zona economică și inclusiv pentru fiecare cetățean în parte, în măsura în care poate să își găsească răspunsurile la întrebările esențiale pe care și le pune pe bună dreptate. Este posibil să vedem că în cursul acestui an pensia, punctul de pensie nu crește absolut deloc, de la vestitul procent promis de domnul Cîțu anul trecut, 8%, 1%, am ajuns la 3% potrivit unor surse și, de fapt, se tinde spre 0%. Potrivit informațiilor noastre, premierul preferă acest procent, să crească cu 0% pensia pe parcursul anului. Nu, e posibil să vedem o înghețare și a punctului de pensie atât de rău, să se fi deteriorat situația macroeconomică? În primul rând, n-aș spune că există deloc, o nici intenție. Măcar o indexare cu rata inflației? N-aș spune, în primul rând, că există o intenție a premierului Florin Cîțu de a tinde spre zero creșterea punctului de pensie. Dorința, cu siguranță, a oricărui premier și inclusiv a premierului Florin Cîțu, mai ales cunoscându-l personal ca și persoană, este aceea de a putea să vină în sprijinul inclusiv a acestei categorii sociale care are nevoie de creșterea pe care ați menționat-o. Informația referitoare la creșterea punctului de pensie cu 3% și anume rata inflației este o declarație publică pe care Partidul Național Liberal și pe care guvernul Cîțu în momentul de față o analizează, pe care și-o dorește ca și punct de plecare, astfel încât aceasta să fie baza de la care plecăm și să sperăm că reușim să găsim sursele necesare de finanțare pentru a ajunge la o creștere și mai importantă decât această cifră de doar 3%. 0% este și aceasta o variantă de lucru? Aș fi neserios în momentul de față să avansez certitudinea creșterii cu 3%. Trebuie să vedem cifrele. Dacă nu avem, trebuie în sfârșit sau măcar suspans, acum să ajungem. Înțeles. Nu suspans e vorba de suspans. Suspans vedem negru pe suspans, alb, sigur că da, este o chestiune care creează o emoție suplimentară. Păi, dar trebuie da, să și avem... uitați ce se întâmplă în toată această perioadă de incertitudine. Avem oameni în stradă, pensionari care vor să iasă și ei să protesteze pentru pensii mărite. Avem sindicaliști care se solidarizează cu pensionarii și cer nu doar salarii mai mari, cer și pensii mai mari. Sindicaliștii, iată, azi de la Cartel Alfa. Avem și PSD-ul care, la fel, se solidarizează și cu pensionarii și cu bugetarii, PSD-iștii care incită foarte mult această parte a populației și le vinde sau nu iluzii, cert este că vrea să vină cu propriul buget. Cui face bine această prelungire a agoniei? Eu pot să vă spun în felul următor. În ceea ce privește protestele legitime ale reprezentanților formațiunilor sindicale sau a reprezentanților pensionarilor,
sunt niște acțiuni care, sigur că da, sunt de natură a sublinia niște dorințe, niște așteptări pe care aceștia le au pentru anul 2021 de la guvernul care se află în momentul de față la conducerea țării. La o scară mai mică, pot să vă spun, inclusiv din punctul meu de vedere, ca și director general la Poșta Română, că discuțiile cu partenerul de dialog social, cu sindicatul, în cazul nostru, sunt niște discuții care de fiecare dată, în momentul în care sunt prezentate argumentele reale pentru care se poate lua o decizie sau nu se poate lua o decizie, avansează și pot să aducă niște lucruri constructive. Dacă nu avem acest dialog cu reprezentanții de partener social, al dialogului de partener social, partenerului de dialog social, nu avem absolut nicio șansă cu adevărat să explicăm oamenilor. Este una dintre datoriile esențiale pe care noi ca și oameni politici, noi ca și guvernanți le avem față de oamenii care sunt vizați direct sau indirect de măsurile pe care le luăm. Și anume, acela de a prezenta argumentele clare pentru care se poate lua o măsură sau nu se poate lua o măsură. Incertitudinea, nu aș vrea să creăm această aparență a dorinței de creare a unei incertitudini. Sub nicio formă, nimeni nu-și dorește așa ceva. Dar, pe de altă parte, cred cu tărie că cu toții, atât oamenii care sunt în momentul de față și protestează, atât oamenii care analizează de pe margine, atât opoziția, își doresc ca mai degrabă, înainte de a lua o decizie, de dragul de a lua o decizie, să luăm o decizie fundamentată. Iar fundamentarea acestei decizii, după cum vă spuneam, are la bază mult mai multe elemente pe care trebuie să le avem în vedere. De la zona de venituri pe care le putem colecta, de la zona de prioritizare a cheltuielilor pe care le facem, inclusiv la zona de investiții, care sunt esențiale pentru a construi pe termen lung această țară. Astăzi am aflat cam cât ne costă pe anul în curs numai pensiile unei categorii de speciali, senatorii. Foștii senatori care s-au pensionat vor primi din banii publici alocați Senatului 18 milioane de lei. Se poate renunța foarte simplu la pensiile speciale ale parlamentarilor dacă există voință la nivelul Parlamentului, la nivelul celor două camere, să se modifice legea privind statutul senatorilor și deputaților. Avem o nouă majoritate, o nouă legislatură. Ați clamat lupta împotriva pensiilor speciale. Ce plan au colegii noastre din Parlament să elimine măcar o categorie de pensii speciale, și anume categoria care îi privește pe foștii parlamentari? Punctul de vedere al Partidului Național Liberal este unul foarte clar și foarte ferm. Nu cred că există absolut niciun semn de întrebare cu privire la poziționarea noastră și sunt convins că inclusiv partenerii de coaliție la acest moment, cei de la USR Plus și cei de la UDMR, împărtășesc aceeași viziune referitor la pensiile speciale. Partidul Național Liberal, și nu de acum un an, nu de acum doi ani, inclusiv de pe perioada în care premier al României era Emil Boc, a stabilit o modalitate clară de promovare pe viitor a politicii de acordare a pensiilor, și anume principiul contributivității. Principiul contributivității trebuie să fie cel care stă la baza acordării pensiei reale de care beneficiază fiecare român din această țară. Sunt convins că la debutul acestei noi sesiuni parlamentare, parlamentarii Partidului Național Liberal vor avansa proiectul de lege prin care să fie înlăturate aceste pensii speciale, aceste beneficii pe care le primesc în momentul de față foștii senatori sau foștii deputați care au ocupat un mandat în Parlamentul României. Analiza trebuie să fie una mai amplă cu privire la toate categoriile de pensii speciale care există în momentul de față și care sunt acordate. Trebuie să avem însă totodată delicatețea, diplomația, conștientizarea situației reale cu care se confruntă anumite categorii de pensionari speciali. Trebuie analizată, din punctul meu de vedere, situația magistraților, trebuie analizată situația fostului personal din aviație și așa mai departe. Trebuie, într-adevăr, să aibă loc o reașezare a pensiilor speciale în România, trebuie să se renunțe la aceste pensii care nu au la bază cu adevărat un principiu al contributivității, astfel încât să putem, în primul rând, să dăm o dovadă de solidaritate noi, ca și oameni, față de toți ceilalți pensionari din această țară, pentru a putea să creștem mai mult bazinul sumelor pe care le putem aloca către ceilalți beneficiari de pensie. Există un orizont de timp când ar putea fi eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor? Eu sunt convins că
la debutul acestei noi sesiuni parlamentare va fi propus un proiect de lege prin care să fie remediată această situație. De la momentul respectiv, sunt de părere că în momentul de față e un test în plus până la urmă pentru noul Parlament să vedem cât de eficient se poate mișca cu o inițiativă legislativă prin cele două camere, astfel încât aceasta se transpună într-o lege cu aplicabilitate la nivel național. Eu sunt optimist și cred că s-ar putea, inclusiv în prima jumătate a acestui an, să avem un proiect de lege care să fie finalizat. Din punct de vedere al modificărilor propriu-zise, trebuie însă să se găsească inclusiv argumentele de natură juridică pentru a nu ne mai împotmoli la Curtea Constituțională în momentul în care se analizează această situație. Fie că vorbim de varianta care a existat în cursul anului 2019-2020, sper să nu încurc, când s-a vorbit despre o impozitare a anumitei sume de după un anumit prag cu un procent diferențiat de 90-80-70%. Fie că vorbim de o înghețare a creșterilor pe zona aceasta a pensiilor speciale comparativ cu celelalte pensii. Fie că vorbim de o eliminare propriu-zisă în totalitate, deși aici vorbim dintr-o anumită perspectivă de retragere a unor drepturi care au fost deja câștigate de anumite categorii sociale. Aici cred că este cheia construirii corecte a unui proiect de lege care să aibă cu adevărat aplicabilitate și să nu mai planeze un semn de întrebare în ceea ce vizează intenția reală de a fi sau nu eliminate aceste pensii speciale. 78.000 și mai bine e pensia unui fost magistrat în România. S-a ajuns la această sumă incredibilă. Vreau să vă întreb care este pensia medie în Poșta Română. Vorbim de pensiile pe care le distribuie Compania Națională Poșta Română. Nu, vorbim pentru angajați. Pensiile din cadrul Poștei Române reflectă evident din nou, o dată în plus, acest principiu al contributivității. Salariile din Poșta Română, nu e niciun secret, sunt niște salarii mici, care ce nu salarii? Reflectă cu adevărat activitatea. Mediu, cât înseamnă? Avem 30% din angajați care în momentul de față lucrează pe salariu minim pe economie. Avem o categorie de aproximativ 20-25% din oameni care lucrează pe salarii până în 18 milioane. Din acest punct de vedere, noi pe parcursul anului 2020... Vor ieși la pensie cu pensie minimă, nu? Vor ieși la pensie cu o pensie redusă. Evident, nu vor beneficia de o pensie extraordinar de mare. Pensie beneficia de cât? De 800 de lei. La salariu minim înseamnă o pensie... Aici trebuie să analizăm inclusiv indicele de corecție al pensiei pentru fiecare an în parte. Anul 2020, spre exemplu, a fost un an în care foarte mulți oameni și-au exprimat intenția pentru a ieși din sistem pentru că exista un punct de corecție al punctului de pensie care aducea anumite beneficii suplimentare. Vorbim, într-adevăr, de pensii care variază undeva în jurul sumei de 1000-1200 de lei pentru foarte mulți dintre oamenii care ies din sistemul Poștei Române. Ceea ce am încercat să facem atât pe parcursul anului 2020 și inclusiv pentru anul 2021 este dorința noastră la Compania Națională Poșta Română, este acela de a putea să venim în sprijinul angajaților. Am reușit să facem măriri tocmai pentru această categorie de angajați care au un salariu foarte mic. Am reușit să creștem salariile sau nu salariile, veniturile totale pe fiecare angajat din Poșta Română cu un procent de 12-13%. Suntem departe, în continuare, 12% la un salariu minim pe economie tot nu înseamnă o creștere care să reflecte cu adevărat nici măcar parțial munca pe care aceștia o depun în cadrul activității. Am reușit în negocierea contractului colectiv de muncă cu partenerul de dialog social să introducem inclusiv niște prevederi astfel încât să nu-i mai ajungă din urmă pe angajații noștri salariul minim pe economie. Ce gândesc acești salariați ai Poștei Române? Mulți dintre ei își așteaptă această pensie de mizerie după 10 de ani de muncă, spuneați în jur de 1000 de lei. Când trebuie să livreze pensii de 10.000 de lei pe lună unor astfel de pensionari speciali. De exemplu, o astfel de pensie de 78.000 de lei. Oare se duce poștașul? Se duce în mai multe tranșe cu geanta plină de bani? Se livrează pe card? Cum e cu pensiile astea mari? Din punctul acesta de vedere, evident, unii dintre pensionari au optat pentru a primi plata pe card. Pe de altă parte, în continuare, și da, avem inclusiv pensii pe care le achităm către foști magistrați, care sunt în continuare plătite pe cash. Din acest punct de vedere, noi, ca și angajații deci Poștei Române... Deci pensii de 1000 de euro, practic, nu? Însemnând 10.000 de lei, sigur că da, pensii pe care oamenii respectivi
le au în baza dispozițiilor legale în vigoare. Asta este situația. Noi suntem angajați ai Poștei Române, face parte din atribuțiile pe care noi ni le-am asumat cu toții, fiecare la nivelul din cadrul companiei în care își exercită aceste atribuții și ni le ducem la bun sfârșit așa cum trebuie. Asta este activitatea pe care noi o desfășurăm, ca și cum am pune sub semnul întrebării salariul pe care îl are un vânzător de la Mega Image care are un rulaj de miliarde dacă pe zi. Dacă e un om în țara asta care să simtă mai tare discrepanța asta, discriminarea asta incredibilă, acela este poștașul. Poștașul care cu un salariu minim probabil târâie în fiecare zi de geanta aceea enormă, face zeci de kilometri pe săptămână, ca la final să ia un salariu, cam cât ar fi, salariu minim pe economie. Și în jur de 1500-1800. Să-l aștepte, da, să-l aștepte după zeci de ani de astfel de muncă o pensie de mizerie, de 1000 de lei. Omul acela livrând zeci de mii de lei dintr-un foc, doar pe lună, pensie pentru un astfel de pensionar special. Realitatea clară a procesului de distribuire a prestațiilor sociale, a pensiilor, este că vedem și pensiile de 800 de lei, vedem și pensiile de 900 de lei și acelea sunt multe din acest punct de vedere. Vorbim despre un nivel mediu al pensiei pe care îl distribuie Poșta Română, repet, făcând abstracție de pensiile care sunt plătite pe card, unde nu este o activitate pe care să o desfășoare Poșta Română, este o activitate care se desfășoară direct de către Casa Națională de Pensii în parteneriat cu băncile care furnizează acest mod de achitare a prestațiilor sociale către pensionari. Vorbim de o valoare medie a pensiilor pe care le distribuim de 1200, 1400, 1300 de lei. Asta este valoarea reală a pensiilor pe care noi le distribuim. Că există situații punctuale, particulare, în care vorbim de pensii mai însemnate pe care le distribuie un poștaș cu un salariu mic din Poșta Română, care se așteaptă într-adevăr la o pensie redusă la momentul la care va ieși din sistem. Da, asta este realitatea, dar este datoria noastră și ne ducem la bun sfârșit cu grație din acest punct de vedere. Da, tot din categoria la ce să se aștepte pensionarii pe anul în curs, avem din nou promisă recalculare. 5 milioane de pensii se va face, ne spune Ministrul Muncii, în 3 etape. Problema e că pensiile ar trebui să crească și ar trebui să fie și bani, nu, care să acopere o asemenea creștere. Există un orizont de timp destul de larg. Deocamdată nu există nici suficienți angajați, nici soft necesar pentru o asemenea muncă incredibilă, să iei la bani mărunți fiecare dosar de pensionare. Dar având în vedere că guvernul nu găsește bani să indexeze pensia, probabil că aici este marea problemă, cum va găsi bani pentru un asemenea proces care nu știi până la urmă cât de tare va împinge în sus din nou cheltuiala cu pensia? Recalcularea ar putea să însemne o cheltuială suplimentară de zeci de milioane de lei. Stimată doamnă, acest proces de recalculare a pensiei este un proces care a fost demarat încă de pe perioada în care Violeta Alexandru era ministru al muncii, este cea care a pus bazele acestui demers de recalculare din perspectiva aceasta. Să știți că care fiecare este ministru a anunțat că recalculează. De acord, dar acum, dar în momentul de față... Nu a descoperit doamna Violeta Alexandru recalcularea. Nu e vorba că a descoperit sau nu a descoperit, este vorba că a demarat în cursul anului 2020 aceste proceduri, care în momentul de față a avut loc această tranziție pentru continuarea acestui demers. Cred că asta este un câștig până la urmă pentru toți pensionarii, că se poate continua un proiect care nu mai trebuie să fie calculat de la zero. Doamna ministru, aveți idee în mandatul său cât are calculat? Nu am o cifră clară din acest punct de vedere, dar cunoscând-o pe doamna Violeta Alexandru, sunt convins că este un proces pe care l-a monitorizat îndeaproape. Nu aici voiam să ajung, însă voiam să ajung la o altă chestiune. Că acest proces de recalculare a pensiilor, evident, este menit și are ca și scop tocmai identificarea unor situații care nu reflectă realitatea din punct de vedere al contributivității pe care au avut-o oamenii de-a lungul timpului în sistem. Cine sunt principalii oameni afectați de aceste situații atipice? Sunt oamenii cu venituri foarte mici. Povara din punct de vedere bugetar pe tot ceea ce înseamnă anvelopa de bani alocată pentru zona de pensii pentru anul 2021
vorbim de niște cifre extraordinar de mari din această perspectivă. Numai Compania Națională Poșta Română, spre exemplu, distribuie pensii de aproximativ, sau prestații sociale de aproximativ 5 miliarde de lei. Invitatul special al acestei ediții este Horia Grigorescu, vicepreședintele PNL București și director al Poștei Române. Bună ziua, Marinela, vă urmărim! Bun găsit! Da, Ștefana, despre pensii vorbim și noi. Poștașii, domnule director, livrează pensiile pentru un număr covârșitor de români. E, probabil că ar trebui mulți dintre ei să primească și spor de stres. Sunt plătiți aproape toți poștașii cu un salariu foarte apropiat de salariul minim pe economie și la final se vor alege cu o pensie de 1.000-1.200 de lei, au pensii mici. Ei, acești poștași sunt cei care livrează și pensiile speciale. Sunt și pensii, domnule director, de 10.000 de lei pentru foștii magistrați, în principal, livrate cash? Sunt și pensii de genul acesta pe care Poșta Română le distribuie. Datoria noastră și la Poșta Română... în tolba unui poștaș, că dacă are delivrat ne astfel de pensii, ne descurcăm din acest punct de vedere, că avem o experiență dobândită în zeci de ani de muncă în această țară, ne descurcăm cu brio să desfășurăm această activitate. Ați punctat foarte bine faptul că în momentul de față veniturile din Poșta Română ale angajaților sunt unele reduse. Însă tocmai asta este datoria noastră și mă bucur că pe parcursul anului 2020 am reușit să facem niște pași în direcția potrivită, aceea de a crește măcar într-un procent relevant veniturile pe care le realizează angajații din Poșta Română. Vorbeați de pensiile mici pe care le pot primi în acest moment angajații din Poșta Română. Dorința mea și a tuturor oamenilor din Poșta Română... E absolut frustrant să livrezi dintr-un foc unui pensionar special 10.000 de lei pe lună și tu să te chivernisești cu 1.000 de lei și ceva, nu? Stimată doamnă, noi vedem și celelalte pensii, vedem în continuare în activitatea pe care noi o desfășurăm, vedem și venitul minim garantat, vedem și sutele de lei pe care le primesc mulți dintre uitați, pensionari. Pensionarii senatori, 18.000 de lei, bani de la buget, bani publici, da, din bugetul alocat Senatului, numai pentru anul în curs. E suficient acum actualul Parlament să spună hai să eliminăm pensiile speciale, modificăm statutul senatorilor și deputaților. Stimată doamnă, din acest punct de vedere știți că nu există absolut niciun secret din punct de vedere al poziționării Partidului Național Liberal secret, și sunt convins că inclusiv întreaga coaliție de guvernare are această intenție comună cu noi de a demara toate modificările legislative Orizont prin care să reașezăm această situație. Sunt convins că la debutul sesiunii parlamentare colegii mei vor înainta într-un orizont de timp foarte, foarte scurt un proiect de lege care să răspundă acestor provocări și e un test suplimentar pentru nou Parlament. Să vedem cât de repede putem să transpunem o inițiativă legislativă cu adevărat într-o lege cu aplicabilitate care să răspundă nevoilor acestei societăți. Cum vă explicați că PSD-iștii spun că ei au descoperit de unde să facă rost de bani pentru creșterea cu 40% a pensiilor și chiar vin cu propriul lor proiect de buget? Sunt foarte curios să văd aceste sume pe care le-au identificat cei de la PSD. Din păcate, cred că este o fumigenă, o dată în plus, așa cum ne-a obișnuit PSD. Așa cum a trecut în legea pensiilor, inclusiv această mărire nesustenabilă, care nu putea niciodată să devină realitate. Dar, bun, de creștere cu 40% a punctului de pensie. Îi așteptăm pe cei de la PSD, sigur că da, să înainteze și să indice sumele respective. Cu cât ar putea crește pensia anul acesta? În momentul de față am încredere deplină în guvernul Cîțu și în premierul Florin Cîțu că se construiește un buget care să răspundă cu mai adevărat provocărilor pe toate palierele. Mai puțin de 3%? Sunt convins că procentul de 3% este un procent care poate să fie atins pentru anul 2021, dar haideți să vedem cifrele pe anul 2021 din buget, efectiv. E posibil și mai puțin de atât. Nu aș putea să avansez o astfel de ipoteză. Dar nici nu garantați că va fi procentul mai mic de 3%. Mulțumesc, ne întoarcem legătura înapoi, Ștefană. Mulțumesc, Marinela. Puteți continua să vedeți această dezbatere. Cât ar putea să fie creșterea pensiilor în acest an când vedem o creștere a facturilor, a cheltuielilor zilnice pe care trebuie să le suporte românii? Totul merge în sus, e normal și inflație de aproximativ 3%, cam așa este anual. De ce pentru pensionari și procentul acesta de 3% pune dificultăți
guvernului. Ce aspect a dat peste cap acele calcule care existau deja la Palatul Victoria, când domnul Câțu era ministru al finanțelor și ne promitea sau le promitea oamenilor o creștere cu 8,1% a punctului de pensie anul acesta? Primul rând, repet ceea ce am spus un pic mai la începutul întâlnirii noastre. Vorbim de o inflație, inflație care există an cu an, dar țin să subliniez faptul că în 2020, indiferent de tot ce a aclamat PSD-ul, vorbim de o inflație care s-a redus de la 4% la 2%. Vorbim de rate de dobânzi de referință la nivelul BNR-ului sau la indicele robor, care s-au înjumătățit și acestea de la momentul la care a fost preluată guvernarea. Vorbim despre aceste creștere de acord. Guvernul stă și se uită până și la acest procent de 3%. A vorbit de 8%, un procent realist de creștere a punctului de pensie în 2021, se întâmpla în decembrie, după care, după alegeri, nici acest procent nu mai este în picioare și ne îndreptăm spre 3%, măcar o indexare cu rata inflației, și aici este un mare semn de întrebare. Ce s-a schimbat fundamental între decembrie și ianuarie? S-a schimbat. Nu pot decât să speculez din această perspectivă. Unul la mână. Una este o situație în care construiești un buget astfel cum era la momentul respectiv. Guvernul monocolor, liberal, condus de Ludovic Orban, împreună cu ministrul de finanțe Florin Câțu, iar în momentul de față vorbim despre un guvern de coaliție în care avem mai mulți actori implicați pe această zonă. Avem PNL, avem USR+, avem UDMR. Din acest punct de vedere, trebuie să ajungem la un punct de vedere comun, care să răspundă necesităților, viziunilor și proiectelor pe care le avansează fiecare dintre partenerii coaliției de guvernare. Și haideți să spunem lucrurilor pe nume. Pe de o parte avem o zonă a Ministerului Transporturilor, unde evident că se vor dori niște sume aferente dezvoltării proiectelor de infrastructură. Avem pe de altă parte un Minister al Dezvoltării, care și acolo se vor dori niște sume pentru a fi alocate pentru proiectele pe care se intenționează să le dezvoltăm. Avem ministere care necesită un proces de investiție. Avem Ministerul Sănătății, care în continuare are niște cheltuieli pe care le angajează sau niște proiecte pe care vrea să le implementeze, care, deși din punct de vedere fundamental au aceeași viziune cu cea a Partidului Național Liberal, poate să existe anumite diferențieri punctuale pe care trebuie în momentul de față să le ajustăm pe toate în interiorul acestui buget pentru anul 2021. Nu este o chestiune în care să poți să spui negru pe alb, ăsta e bugetul, cu ăsta mergem înainte, nu mai avem nimic de discutat, vă convine bine, nu vă convine iarăși bine. Trebuie să fie un consens. Asta înseamnă un act democratic de conducere într-o coaliție de guvernare. Președintele PNL, domnul Orban, a fost întrebat și domnia sa de presă azi cum e cu creșterea pensiei și i-a criticat pe PSD-iști. Spune că e o aberație să faci o lege să prevezi pe 4 ani, pe 5, pe 6, eventual pe 100 de ani o creștere a pensiei. De ce nu au prevăzut cum o să crească pensiile și salariile pe 100 de ani, PSD? Nu poți să faci o astfel de predicție care să stea în picioare. Ați văzut că nimeni nu a anticipat pandemia. Și aici vorbește despre constrângerile pe care le are acum noul guvern să întocmească bugetul. Pe de altă parte, legea aceasta, legea pensiilor cu vestitul procent de 40% a trecut fără probleme de Parlament. Nu. Cum vă explicați? Vorbim de o lege a pensiilor care a trecut într-o guvernare PSD, cu o majoritate PSD-al de la momentul respectiv în Parlamentul României, care, din păcate, nu a avut niciodată cu adevărat o sustenabilitate reală pe termen lung pentru a fi transpusă în realitate. Acum, faptul că este nevoie să intervenim pe aceste puncte, este nevoie. Am reușit să facem o creștere care eu sincer vă recunosc că aveam mari semne de întrebare că se vor găsi sumele de bani necesari. Dar totuși avem o creștere cu 14% a punctului de pensie. A fost una dintre, sau cea mai mare creștere procentuală a punctului de pensie și procentuală și în cifre absolute a punctului de pensie din ultimii 10 ani de zile. Vorbim de satisfacerea măcar parțială a așteptărilor nefondate pe care le crease și așteptărilor futuriste pe care le crease fără să aibă nici măcar o hartă a direcției pe care urmează să o urmărească cei de la PSD. Domnul Orban, că tot l-am amintit, a fost întrebat astăzi și dacă mai candidează la șefia PNL.
Cum vedeți ieșirea în public pe care au avut-o colegii noastre de partid, Sighiartău și Bogdan, care au cerut plecarea din fruntea partidului a domnului Orban? Partidul Național Liberal este un partid puternic, un partid puternic în care există foarte mulți oameni care își doresc să pună umărul la dezvoltarea acestui partid și a modului în care guvernăm această țară. De-a lungul timpului, Partidul Național Liberal a venit atunci când eram în opoziție și am arătat exemple de bune practici transpuse la nivelul administrațiilor locale liberale. Și avem niște cazuri foarte bune de oameni care au reușit să transforme cu adevărat comunitățile pe care le-au gestionat din punct de vedere administrativ. Și mă refer aici la Cluj, mă refer la Oradea, la Bihor, la Brașov, la Timișoara, la Sinaia și multe alte colțuri din această țară. Cred în momentul de față că este foarte important să avem o dezbatere constructivă, democratică, în interiorul partidului, în care fiecare să-și pună punctele de vedere, să ne spunem ofurile, să ne spunem direcțiile pe care vrem să le avem cu adevărat ca și partid. Orban să mai candideze la șefia partidului? Ludovic Orban este omul care a reușit în cursul anului 2019 să înlăture de la guvernare un guvern toxic PSD, am reușit să gestionăm o perioadă de criză extraordinar de complicată pe parcursul anului 2020. Sunt convins că dacă Ludovic Orban își dorește să candideze, este un om care are toate șansele să facă o cursă extraordinar de interesantă. Dar sigur că procesul democratic este ceea ce trebuie încurajat pe deplin din acest punct de vedere. Când preferați un congres? Mai către toamnă, în septembrie sau mai devreme? Nu, asta cred că este o chestiune, în primul rând, mai degrabă de logistică politică. Cred că, evident, este necesar, în primul și în primul rând, să aibă loc așezarea modului în care funcționează filialele la nivel județean, după care să aibă loc congresul care să transpună noua realitate din cadrul acestui partid din care facem cu toții parte. Să vedem direcția în care mergem pentru următorii 4 ani de zile, pentru că direcția pe care o vom alege pentru următorii 4 ani de zile este cea care va da tonul pentru următorii 4 ani de zile. De ce spun asta? Pentru că anul 2024 este un an în care au loc toate alegerile din România. Europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. De aceea, noi trebuie în momentul de față să fim uniți, să fim niște oameni constructivi care să găsească cei mai potriviți oameni pe care să-i punem în valoare și împreună cu care să dezvoltăm România pentru următorii 4 ani de zile. Da, aș vrea să revenim puțin la pandemie. Sigur, avem da. Aproape 3.000 de cazuri noi la 22.000 de teste făcute, PCR, și încă vreo 6-7.000 de teste rapide. E incredibil cât de puțin putem să testăm. Am reușit să ne menținem la cele mai joase cote încă de când a bubuit la noi pandemia și acest lucru nu are cum să ne ajute. Nu avem o imagine, prin urmare, clară privind evoluția pandemiei, dar experții noștri, sau mai bine zis politicienii noștri, au tras concluzia, cel puțin în ce privește capitala, că e cazul să ne relaxăm. Toată Europa și principalele capitale ale lumii intră sau au intrat de mult în lockdown dur, speriate fiind de aceste noi tulpini mai contagioase ale coronavirusului, noi suntem pe contrasens, ne relaxăm. O mișcare periculoasă sau știu autoritățile mai bine ce fac? Nu e vorba de o mișcare periculoasă sau dacă știu autoritățile ce fac în momentul de față luând aceste măsuri. Referitor la testare, noi ca și stat am mers în direcția pe care au stabilit-o specialiștii și nu politicienii, ci specialiștii epidemiologii referitor la procesul în care se realizează testarea. Dar știți faptul cum a fost luată momentul decizia de relaxare în capitală? Cu contre între Ministerul Sănătății, care spunea că nu e cazul să ne relaxăm, din contră, și cei de la prefectură care au zis că legea e lege și asta e. Dacă a ieșit acolo la numărătoare că avem mai puține cazuri, relaxare să fie. În momentul de față avem un cadru legal care prevede niște etape foarte clare din acest punct de vedere al procedurii de relaxare sau, dimpotrivă, da, de înăsprire a măsurilor pe care le luăm. Și ne întrebăm de ce mai avem un comitet de urgență privind gestionarea pandemiei. Dacă ne luăm strict după lege, introducem datele într-un computer și computerul ne spune, gata, relaxați-vă. Nu este o situație într-atât de simplistă. Este o situație într-adevăr complexă, care presupune analizarea, pe de-o parte, acestui grad de infectare la nivelul Bucureștiului. Specialiștii de la sănătate au zis, lăsați
relaxarea nu este cazul. Menținem restricțiile. Nu. În momentul de față vorbim de acte juridice, acte care produc efecte din acest punct de vedere, care stabilesc niște criterii clare în funcție de care se rea activitatea în anumite domenii sau nu se rea activitatea în anumite domenii. În cazul punctual al Bucureștiului în momentul de față, analizând rata de incidență a acestui virus la nivelul capitalei, s-a intrat într-un scenariu inferior față de situația în care ne aflam și cât de relevantă perioada anterioară. E această rată de incidență când testăm atât de puțin și înșiși specialiștii ne spun că oamenii nu se mai testează. Stau bolnavi până nu mai pot acasă, își fac testele rapide acasă și nu mai se complică să declare oficial. Nu. Din acest punct de vedere, procedura de testare, pe de-o parte, își continuă în ceea ce privește activitatea de testare. La niște cote infime care fac nerelevantă testarea, asta spun. Din punctul meu de vedere, în momentul de față, avem o situație care rezultă din informațiile transmise de către zona de DSP, de zona de analiză a ratei de incidență, care arată un procent clar pe care îl avem în momentul de față. Că este în momentul de față decizia cea mai bună sau nu, cred că este decizia pe care trebuie să o ia în mod asumat, pe care a luat-o în mod asumat prefectul de București, astfel încât să răspundă în rigorilor legislative care există în acest moment în vigoare, care fac posibilă deschiderea în proporție de 30% a unui anumit tip de activități. Ce este însă, cred că și mai important de subliniat, indiferent de această discuție și polemică care există între Ministerul Sănătății și zona de prefectură, cred că este implicarea odată în plus a oamenilor, a cetățenilor. Orice măsură de genul acesta trebuie să fie o măsură care să răspundă cu adevărat nevoilor pe care le avem. Dacă nu avem în continuare un mod deschis de colaborare și de responsabilizare atât a factorilor de decizie a administrației publice, dar și de implicare a cetățenilor, mulțumesc, este mult mai greu de implementat această măsură. Mulțumesc foarte mult! Luăm această relaxare ca fiind o mică vacanță cât privește restricțiile, mai ales că autoritățile au considerat că nu e cazul să revină copiii la școală, dar e cazul să redeschidă păcănelele, restaurantele și alte activități distractive. Luăm puțină vacanță în timp ce circulă aceste tulpini mai contagioase, inclusiv prin capitala relaxată. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Horia Grigorescu, pentru prezență. Doamnelor, domnilor, mulțumim că ne-ați urmărit. Vă aștept și săptămâna viitoare la Realitatea din PNL. Pe curând!